Simt prezența slavei tale, pe ale laude porți către. Templul se deschide și eu fața ți-o zăresc. Și n-a ta înfățișare, văd frumusețea slavei tale. Pot doar să mă închid spunând, ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Abba Tată. Vrednic e să fii slăvit, veșnic preamărit. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Abba Tată. Vrednic e să fii slăvit, veșnic preamărit. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Simt prezența slavei tale când vin înaintea ta. Cerul se coboară în mine, parcă simt suflarea ta. Și tresar când Duhul slavei peste mine s-a oprit. Locul acesta, Doamne, e sfințit. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Abba Tată. Vrednic e să fii slăvit, veșnic preamărit. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Ești măreț în acest loc, Abba Tată. Vrednic e să fii slăvit, veșnic preamărit. Ești măreț în acest loc, Domnul meu. Slăviți să fie Domnul! A Domnului să fie cinstea și gloria și slava și mărirea și închinarea și onoarea și mântuirea că este a Lui. Slăviți să fie Domnul! Vă invit așa cum stăm să ne rugăm Domnul că El să binecuvânteze în continuare programul, pe cei doi frați care vestesc Evanghelia, cântările care se vor cânta, inimile noastre jos să binecuvinteze clasele de copii, lectorii de acolo și toată adunarea în dimineața aceasta și tot pertul de aici. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Ne rugăm Domnului!
Vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturi în dimineața aceasta și din al Domnului Cuvânt citesc primele patru versete din Romani, capitolul 2. Primele patru versete din Romani, capitolul 2. Așa, dar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelunge lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Nu vă speriați, cuvântul lui Dumnezeu este același întotdeauna. Dumnezeu să ne dea Duhul lui Cel Sfânt care să ne călăuzească și să facă ca cuvântul lui să aducă rod, indiferent cât de înalt este el în a ajuta pe cineva și cât de jos merge el a lovi pe cineva. Atunci când este înalt, sunt bunătățile Domnului peste noi care n-au margini, și atunci când este jos pentru noi, este ca toiagoșul noia lui care ne mângâie. Și creștinul care vine înaintea Domnului și pregătit ca să aibă mântuirea, este mulțumit și de îndurările Domnului și slăvesc, și este mulțumit și de toiagoșul noiaua Domnului care ne îndreaptă pe căile cele bune. Dumnezeu să fie binecuvântat! Așa cum, după cum vedeți, în dimineața aceasta avem musafir de la Melbourne cu ocazia logotnei familiei Bara și familiei Cherloavă. Dumnezeu să-i binecuvinteze în dimineața aceasta. Îl avem pe fratele Lemuel Cherloavă, care este în mijlocul nostru, împreună cu fratele Sami. Unde e Sami? Ah, Domnul să-i binecuvinteze. Împreună cu soțiile dânșilor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele Sami, acum sunt rudă cu familia Bara, s-au înrudit, slăviți să fie și cu mine. De ce să nu spun asta? Și am fost la tinul la micuța aia mică și au spus, sunteți bunicii? Soția a vrut să spună că nu, și am zis, mai taci din gură, lasă așa, dacă femeia mă numește bunic, ce mai vrei tu dacă deschide gura? Că altfel dacă nu spune ce mai am și ce nu am voie să duc. Și au zis, dacă suntem bunici, nu ne-am dus să nu înduc ca bunici. Dacă oamenii își deschide gura și dacă se întâmplă câte ceva, slăviți să fie Domnul, așa cum sunt lucrurile. Slavă Domnului! Dumnezeu să binecuvânteze familia Bara și familia Cherloavă, care Domnul v-a înrudit. Dumnezeu să vă dea o casă trainică la copiii voștri, să vă dea o multă bucurie, binecuvântare, o căsnicie binecuvântată și să-i facă pe copiii voștri o familie binecuvântată și dacă trebuie să dea copii, să dea copii binecuvântați, credincioși pentru mântuire. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele Lemuel va vesti cuvântul dimineața aceasta împreună cu fratele Cornel. Domnul să lase Duhul Său Cel Sfânt peste ei și peste inimile noastre, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. S-a întors din cele vreo 68 de familii care eu le-am notat, s-au întors aproape toți, mai sunt câțiva, eu vi pot citi că dacă, da, nu astăzi, probabil la o altă, așa, dar s-au întors și fratele Sami Moza. Fratele Sami, Domnul să binecuvânteze. Fratele Sami are salut din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, un verset foarte favorit pentru mine și foarte îndrăgit de mine. De aceea, prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică și Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mulțumim Domnului că ne-a păzit în călătorie și bisericii că v-ați rugat, chiar m-a rugat pentru voi. De multe ori și cu numele ne-a rugat și ne rugăm și pentru cei care sunt plecați, stau acolo în spate și ne-l văd pe Culiță, că nu este aici, zic Culiță, încă e în călătorie și mă rog pentru el. Și pentru ceilalți care mai sunt plecați, încă vreo 11 familii care mai sunt plecați, vreo 11, 9 familii care mai sunt plecați, acum au plecat și cei doi tineri, Terebin și Onica, și Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei în călătorie și ceilalți care mai sunt și Dumnezeu să aibă milă de fiecare. Avem cântări în dimineață, nu așa de multe, Domnul să binecuvinteze, că avem cuvânt. Slavă Domnului pentru asta. Și frați, înțeleg, dar Domnul să binecuvinteze corul, care după ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun și o face colecta, cineva a fost în călătorie și a avut $23.000.
pentru călătorie, n-a cheltuit decât 20.000, s-a întors înapoi și a zis, ce să fac cu 3.000 de dolari, că au fost pentru ca să-i cheltuiască. Și a dat Domnul, a venit călătorie și a dat 3.000 de dolari în adunare. Dumnezeu poate să facă minuni de felul ăsta atunci când se dă colecta, pentru că sunt oameni care au și le rămâne plus și trebuie să-l dea Domnului, ca Dumnezeu că i-a păzit și i-a binecuvântat și i-a ocrotit, să aducă o jertfă înaintea Domnului. Dumnezeu face fel de fel de minuni și Dumnezeu știe să binecuvânteze poporul Lui. După ce vom cânta cu toți împreună pentru slava Domnului, dăruim Domnului darele noastre de bunăvoie, corul audă pe Domnul cu prima cântare, apoi fratele Ben Bădiță și cu sora Adriana laudă pe Domnul cu o cântare și Domnul să binecuvânteze pe fratele Muiola care va vesti cuvântul Domnului, să nu se grăbească. La noi, frați, sunt atât de primitori, iubitori, bagă în seamă pe oricine, cu zâmbet, dă mâna cu fiecare, frații deja s-au convins și au dat seama că în pierd, frații sunt cu inimă deschisă, colduroși, fierbinți și iubesc pe fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, că așa este. Și Dumnezeu să ne dea o inimă bună, așa cum cercetarea Duhului Sfânt a fost peste noi, atunci când Duhul Sfânt este peste noi, avem și pace, avem și liniște, avem și iertare, avem și înmulțire, aduc pe frații înapoi, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni, Dumnezeu unește familii, Dumnezeu unește pe cei tine, Dumnezeu aduce mare binecuvântare. 5 Matei 5:44. Dacă nu ar fi, spune cuvântul Dumnezeu că iubiți pe vrăjmașii voștri, nu se oprește acolo, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și binecuvântați pe cei ce vă plastimă. Faceți bine cei ce vă urăsc și rugați pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Păi dacă nu facem asta, atunci nu sunt copii ai Domnului. Ca să fiți copii al lui Dumnezeu. Unde recurge cuvântul Dumnezeu? Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, nu se oprește aici. Binecuvântați pe cei ce vă blastimă. Dumnezeu să mă ierte, încă n-am făcut asta. Am făcut-o, că am fost obligat să fac asta, că dacă cineva mi-a făcut rău, am dat mâna cu el și mi-a spus, frate, Domnul să-i binecuvinteze, am spus și eu, cu Domnul să-i binecuvinteze, nu așa cu toată inima. Dumnezeu să mă ierte că nu am fost atât de receptiv, să știi cât este greu să binecuvinteze pe cineva care îți face rău? Dar mai ales cineva care te blastă, dar mai ales că cineva care te bigonește. Aproape că este imposibil. Dar, auziți, Duhul Sfânt poate să facă mai mult decât putem noi și eu sunt convins pentru aceasta. Atunci când treci prin încercări, nu uita, Dumnezeu vrea să te pocăiești. Când treci prin încercări, când treci prin bine, Dumnezeu vrea să-i mulțumești. Mulțumește-i Domnului. Și când treci prin încercări, dă slavă Domnului și spune în numele Domnului, sângele Domnului, sângele Domnului. Pe 25 iulie, acum două luni de zile, am avut un panic attack noaptea, m-am speriat, nu așa de mare ca celălalt și zic, stai un pic, că eu mai avut odată un lucru acesta. Și nu m-am sculat, n-am făcut panic, am trezut soția ca să o sperii și pe ea și am început să zic, sângele Domnului, sângele Domnului, în sângele Domnului am biruință, sângele Domnului, pleacă de la mine panic attack, sângele Domnului, sângele, 10 minute și plecat. Am liniștit, am dormit, mai am eu așa din când în când, că na, așa sunt oamenii care pun la inimă toate. Dar îmi dau seama că numele Domnului și sângele Domnului este biruință. Întotdeauna când avem necazuri și când vin peste noi talazurile și te îngroapă de nu mai poți de tot, adu-ți aminte că Domnul Iisus n-a fost numai în groapă. Știți unde a fost El? Până la bodul morții. Știi cât de adâncă este pe la bodul morții? Nu știu. Așa, n-am calculat, dar probabil bunii spune că este foarte adânc. A fost până acolo și a pus piciorul pe moarte. Numai acolo a fost Domnul. De ce? Pentru că El se scoate cât la cea mai joasă adâncime, unde ești îngropat, în necazuri. Dă slavă Domnului. Trebuie să ne pocăim când avem așa, să spunem, Doamne, Tu ești tăria mea. Dacă mi-ai dat necazul ăsta, ești Tu că Tu mă scoți de acolo. Dar trebuie să mă pocăiesc, să stau înaintea Ta. Cu post, cu rugăciune, cu orice pot să fac, cu strigăte. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Cântăm colecta, corul, cântarea și Domnul să binecuvânteze fratele Lemuel care va vesti cuvântul Domnului. Thank you.
găsit în Domnul fericirea, am găsit în Iisus har divin, am găsit prin Iisus mântuirea și-am căutat-o de atâta timp. Am găsit în Domnul adevărul când inima mi-am deschis. Pace sfântă, binecuvântare de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Când furtuna vine peste mare și când vânturile grele bat, spune-mi, Doamne, cum puteam oare marea vieții s-o străba. Când păcatul amenință lumea și sfârșitul va veni curând, nu mă tem, căci Tu ești lângă mine, Tu ești scutul meu oricând. Glorie Iisuse ție, aleluia-n veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia-n veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. La credință vin acum de grabă, nu mai sta nepăsător mereu. Azi știu că Iisus mă iubește și El e sufletul meu. Am găsit în Iisus adevărul când inima mi-am deschis. Pace sfântă, binecuvântare de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia-n veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia-n veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Thank you.
doar un om. Ajută-mi, te rog, să văd mai mult ce pot a fi, să cred mai mult în al meu dom. Învață-mă să te slujesc încă o zi, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Îmi amintesc când pe pământ cu oamenii umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. O, vin și azi, prezent să fii, să ne vorbești prin Duhul Sfânt încă o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Un timp de tot ce-mi doresc, o, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși.